Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în orașul Giurgiu. Astăzi descoperim atracțiile turistice și culturale ale orașului și suntem cu domnul profesor Emil Păunescu. Bună ziua! Bine v-am găsit și voi încerca pe cât pot să atrag atenția asupra unor obiective demne de interes pentru localnici, pentru români în general și pentru musafirii din străinătate, fiindcă orașul Giurgiu are o istorie multiseculară care l-a pus pe harta istorică a Europei încă de acum 600 de ani. Perfect. Avem, să zicem, punctul zero de unde pornim. Suntem în fața unui muzeu, dar ne spuneți mai multe dumneavoastră. Da, suntem în fața Muzeului Județean de Istorie Teohare Antonescu, care a fost mutat în această clădire la centenarul independenței de stat a României în 1977, clădirea fiind sediul fostei prefecturi a județului Vlașca și având în forma care se vede astăzi o vechime de peste 120 de ani. Aripa din dreapta mea este încă mai veche, cu vreo 30 de ani, a fost inițial sediul companiei de navigație austroiacă care avea vapoare pe Dunăre în epoca modernă. Avem lângă noi și două piese de artilerie care au fost achiziționate pentru fortificațiile Bucureștiului de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ulterior s-a renunțat la ideea fortificării capitale, a rămas oraș deschis. Mai sunt decât 5 piese în România și sunt tunuri de însoțirea infanteriei utilizate în primul război mondial. Spuneam că acest muzeu este legat de momentul sărbătoririi centenarului independenței, când în parcul din fața lui a fost realizată o alee de busturi ale eroilor căzuți în luptele din Bulgaria. Este cea de aici. Avem și o sărbătoare a copiilor acolo în stânga. Da, acela este, mai puțin și vine ziua copilului, fostul chioșc al fanfarei care dădea concerte la sfârșit de săptămână în perioada interbelică. Orașul are și astăzi o orchestră de suflători. Și activează, vin, cântă? În măsura în care este solicitată și mai ales în măsura în care este plătită. Între eroii portretizați aici, există și un giurgiuvean mort la Plevna, sergentul Filip Iliescu. Ceilalți au nume larg cunoscute, Șonțu, Mărăcineanu, Lemnea și așa mai departe. În parcul alei, care a fost primul parc al orașului modern, a existat după eliberarea de sub dominația otomană un comitet de înfrumusețare. Inițial a fost gândită o singură alee, ulterior parcul s-a dezvoltat și pe alte terenuri. Există un monument care individualizează orașul Giurgiu, deoarece, o să vedem, în zona aceasta a existat un casino nefinalizat și demolat. A rămas o scară pe care se aflau doi lei de piatră. Un poet important, originar din orașul Giurgiu, Mircea Demrădulescu, are un volum de poezii care chiar așa se numește, Leii de piatră. Erau așezați pe acest suport. Aici, în dreapta și în stânga noastră? În fața noastră, la sfârșitul secolului XIX, era o fântână arteziană, un havuz. Acum este acest monument alcătuit din trei blocuri cubice
așezate unul peste altul. Nu este o mare operă de artă, fiindcă este realizată în condiții de război, de armata franceză. Pentru că ne-ați spus că armata franceză este cea care a eliberat orașul. Deci, la 10 noiembrie, se spune, regimentul 210, unul din cele mai vechi ale armatei franceze, în 1992 a venit o delegație acestui regiment, sărbătoreau 200 de ani și știau că au acest monument la Giurgiu. Este inscripționată pe fațada de sus decorația care a fost acordată de guvernul Franței orașului nostru, crucea de război cu palmete. Au mai fost decorate încă 2-3 orașe din țară când delegația militară a Franței care a venit la încoronarea din 1922, alcătuită din gloria ale armatei franceze, mareșalul Foch și generalul Berthelot, generalul Petain, generalul Weygand, au venit la Giurgiu și au înmânat autorităților locale această decorație. În clădirea fostei primării care găzduiește acum școala gimnazială de arte, există o placă memorială pe care o putem vedea, se află nu departe de aici. Monumentul acesta a fost vizionat la centenar în 2018 de atașații militari ai Franței la București și în 2021 excelența sa, doamna ambasadoare a Republicii Franceze în România, ne-a făcut onoarea să vină aici. Este un motiv de mândrie pentru orașul nostru să arate că este singurul din România care a fost eliberat prin luptă în ultima zi de conflict a Primului Război Mondial. Ne puteți spune ceva și de această clădire din fața noastră? Da, este lăsată în părăsire, din păcate, nejustificat de proprietarul actual, instituția statului român. Cea mai frumoasă clădire din oraș și construită în 1936 de inginerul lui Bucelei, tatăl celebrului actor și regizor cu același nume, care era giurgiuvean ca o bârșie și care a lăsat și alte urme în arhitectura interbelică a Giurgiului. În parcul acesta a fost ridicat un bust pentru poetul național, care sigur că merită statuie oriunde în România, dar care a fost în viața lui de mai multe ori la Giurgiu și intelectualitatea de aici s-a unit în anii 35-38 pentru a strânge fondurile necesare comandării unei statui. La alegerea sculptorului a contribuit un giurgiuvean celebru, esteticianul Tudor Vianu, și sculptorul ales a fost Corneliu Medrea, care a reușit o imagine pentru care nu se simte nevoia să scriem de desubt Eminescu. Este cea pe care o vedeți. Deci în 1938 a fost inaugurată această reprezentare plastică a lui Eminescu. Este rodul unui adevărat cult care și astăzi, la zilele lui de naștere și de comemorare a trecerii în veșnicie, aici se organizează în fiecare an întâlniri de muzică și poezie cu cenacul literare, cu amatorii de poezie bună. Ne îndreptăm către un monument unic în țară. Este vorba de prima biserică de zid construită după plecarea garnizoanei otomane, care nu este titoria unor persoane de rând, este titorie imperială și o adevărată cronică în piatră, așa cum vom vedea la fața locului.
fiindcă pe zidurile ei sunt urme din toate războaiele moderne. Biserica din spatele nostru, actualmente a unui schit, având hramul Sfântul Nicolae, a fost biserică parohială și este prima ridicată după eliberarea de sub dominația otomană pe fundația fostei jamii musulmane. Din această cauză, inclusiv materialul de zidire a fost recuperat din rămășițele acelei moschei, este pe o formă alta decât bisericile nave ortodoxe și are adăugat mai târziu acest pridvor. Deci biserica este din 1829-1830, pridvorul este din 1905, dar aici în Naos avem pisaniile originale în limba rusă, deci este octitorie a țarului Nicolae al II-lea. Într-un articol al Tratatului de Pace de la Adrianopol este menționată special, separat, și a fost dăruită cu odoare de Casa Imperială Rusă. De-a lungul timpului acestea au fost jefuite, nu mai există astăzi, dar avem afară o piesă istorică deosebită. Un clopot de bronz turnat din tunurile turcești capturate la Silistra în 1828. Haideți să vedem. Este inscripționat în sensul celor arătate. Și putem vedea pe pereții acestei biserici urmele războaielor începând cu războiul Crimeei din 1853, continuând cu războiul de la 1877, cu primul război și cu al doilea război mondial. Urmele gloanțelor și obuzele, unele sunt încastrate în ziduri, cum vedeți aici. Iată. Partea superioară a bisericii a ars la 26 august 1944, când o baterie antieriană germană a bombardat orașul în încercarea disperată a hitleriștilor de a întoarce soarta loviturii de stat care se petrecuse la București. Până când au primit ordine superioare și s-au retras, au încercat să cucerească orașul. Armata română, care era prezentă în garnizoană, era inferioară și numeric și calitativ, fiindcă unitățile se aflau pe front. Aici era o parte sedentară cu soldații aflați în termen, în instrucție, așa, sau cu răniții aflați în convalescență și care totuși s-au opus cu succes pe un aliniament chiar din parcul de lângă noi. Suntem în fața ruinelor cetății din insulă, fortăreața ridicată în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân pentru a avea o bază de control pe axa principală de comunicație dinspre Argeș, Târgoviște, București, la Dunăre și mai departe la sud. Deci vedem acolo ruinele și ne spuneați că era un dig, era și o apă. Cum era imaginea aici? Deci imaginea astăzi este contorsionată de intervențiile antropice. S-a construit un dig împotriva inundațiilor care afectează
ruinele. Unul din cele patru turnuri de colț se află sub dig, al doilea a fost săpat de arheologi și pentru a fi conservat este acoperit din nou cu pământ, iar celelalte două sunt vizibile. Unul a fost pătrat la origine și ulterior la dezvoltarea artileriei a fost dublat sub formă rotundă. Celălalt a fost poligonal și prezintă mai multe faze de construcții pe care le vom vedea de la în apropiere. Da, dar observăm că spațiul este amenajat, aici e și un amfiteatru, bănuiesc. Spațiul amenajat de curând intenționează să fie un loc de manifestări în aer liber, ca un teatru de vară, dacă vreți. Ceea ce e superb. Și cu alei de promenadă care sunt luminate și care permit în seriile de vară perechilor de îndrăgostiți să aibă pe unde umbla. Insulița cu cele patru turnuri, cu podurile peste cele două brațe. Și aceasta este ultima fază, când, pierzându-și importanța cetățuia de aici, s-a construit o cetate pe mal de către ruși, preluată de turci și dezvoltată, acea tabie, că asta înseamnă tabie, întăritură, și care cuprindea toată zona de aici, multe construcții, între care și acea geamie demolată. Piatra de calcar din care este alcătuit zidul este adusă din Bulgaria. Este o piatră friabilă care nu rezistă la factorii atmosferici. Observați cum s-a mâncat zidul din fața noastră, care nu mai are un acoperământ de protecție cum au celelalte pe care s-a turnat un strat de beton. Deci aceste ziduri au fost îngropate în pământ, erau abia vizibile niște cioturi, până când, în mod primitiv, a spune, cu soldați, cu elevi, cu amatori de arheologie, s-a lucrat aici cu pasiune timp de 25 de ani, pentru decopertarea, tone de pământ au fost cărate manual de aici, în mod normal ar fi trebuit să existe niște benzi rulante, la adâncime iese apa, deci am avea nevoie de chesoane. Nu este o jucărie cercetarea arheologică a acestor ruine. Și încă văd că ar mai fi de cercetat, ar mai fi de descoperit. A, sigur că da, nici jumătate nu sunt scoase la iveală. În schimb, de 2 ani au ajuns la noi planurile originale realizate de ofițerii din armata țaristă cu ocazia ocupării Giurgiului în războaiele lor cu turcii. În urma unei burse pe care a avut-o un cercetător român la Moscova și care a avut acces la arhiva militară a Imperiului Țarist. Da. Este mult de lucru aici. Pe aici au trecut nenumărate capete încoronate. Spre exemplu, regele Carol al XII-lea Suediei a stat aici 2 săptămâni. Nici nu vorbim că practic aproape toți voievozii țării românești, nu numai cei care au avut conflicte cu turcii, gen Vlad Țepe sau Mihai Viteazu, ci și cei care mergeau pe aici către Stambul pentru a cere permisiunea sultanului. A fost un punct pe unde au trecut și personalități culturale. După eliberarea orașului Giurgiu, mai existat un război, cel cunoscut sub numele de Războiul Crimeei, când la Giurgiu a fost marele scriitor Lev Nicolaevici Tolstoi, ofițer în armata rusă, iar în insula Ramadan, din spatele nostru, au murit 3.000 de soldați ai armatei ruse. Partea interesantă este că mai devreme, în 1812, la Giurgiu a fost generalul Mihail Cutuzov, care
este eroul Tolstoi din Război și Pace, învingătorul Napoleon. Deci și scriitorul și eroul au fost aici. Pentru tradiția rusă, sigur că Kutuzov este un erou. În planul sentimentelor pe care le trezește românilor, nu mai este așa de plăcut, fiindcă aici, la Giurgiu, practic, au fost tratativele diplomatice între ruși și turci, în urma cărora am pierdut teritoriul Republicii Moldova de astăzi, teritoriul Basarabiei. Vedeți cheiul? Cheiul de piatră al canalului Sfântul Gheorghe a fost construit după 1870 și a fost inaugurat în prezența domnitorului Carol I. Mai mult, la baza zidului este pusă o casetă în care se află actul de fundație al acestei construcții. Este monument istoric acest chei de piatră, chiar dacă este părăsit și neîngrijit. Podul pe care ne aflăm, podul peste canal, este proiectul marelui inginer Angel Salini, pus în operă de un alt mare inginer, Ion Ionescu Bizeț. Porecla Bizeț a fost adăugată numelui comun Ionescu, deoarece acesta a studiat în Germania, unde era la modă un tip de ghete care se numeau Bizeț și cu care s-a întors în țară. Și prin asta s-a individualizat de alți Ionești. Ion Ionescu este mare profesor al Politehnicii Bucureștene, unul din fondatorii Gazetei Matematice și cel care a inventat la punerea în operă a proiectului lui Salini o noutate, o noutate care pare să a fost premieră europeană. Podul acesta este frânt în plan orizontal, deoarece atunci când au vrut să construiască pila din mijlocul canalului, au observat că terenul stâncos este relativ deplasat față de linia dreaptă dintre cele două maluri. Și atunci a găsit soluție tehnică, a avut curajul de a frânge, de a-l construi într-o curbă cu raza de 250 de metri. În partea aceea era linia ferată, deci lega orașul de nou port de la Ramadan, iar partea principală era podul de șosea. Zona aceasta metalică a podului, suprastructura lui este uzinată la Turnul Severin și atunci când a ieșit din garanție, uzinele de la Turnul Severin au atenționat primăria municipiului Giurgiu că de aici încolo trebuie refăcută. Nu a mai fost nevoie, fiindcă s-a construit printr-un proiect european un pod nou, iar acesta, la propunerea studenților arhitecți din trei țări, a fost o tabără internațională aici, români, italieni și spanioli, ar urma să primească destinații culturale. Partea rușinoasă este că România nu mai are experți care să avizeze o asemenea construcție, ar trebui să-i aducem daiurea din alte părți și mai ales nu se găsesc fondurile pentru a pune ideile acelor tineri în operă și a construi în jurul cetății din insulă, a monumentelor din alei, un nucleu vizitabil la care să poată veni turiștii. De aici sigur, și până la următoarea, asta, dar la următoarea zonă vizitabilă, spuneam, sunt 2 km, adică portul modern, unde există debarcader, unde există restaurant, unde ar merita și acolo făcute niște investiții, dar asta este altă poveste. Una din clădirile vechi importante ale municipiului Giurgiu este fostul local al primăriei, construit în 1889 și actualmente sediul Școlii Gimnaziale de Arte Victor Carpis. Acesta este Victor Carpis, fost profesor și director al școlii, compozitor, dirijor, mulți ani
principalul muzician al orașului. Iată placa istorică pe care este inscripționată în marmură vizita delegației militare franceze care a dăruit orașului crucea de război cu palmete în prezența primului ministru de atunci, a nenumărate oficialități naționale și locale și a delegației trimise de Republica Franceză la serbările încoronării, în frunte cu mareșalul Foch și generalul Berthelot, eliberatorul Giurgiului în 1918. Suntem în fața celei mai vechi clădiri publice din Giurgiu, care a supraviețuit aproape două secole. Este vorba de clădirea gimnaziului comunal și a școlilor primare, dintre care școala primară de băieți numărul 1 purta numele marelui pedagog Ioan Zalămit. Pentru giurgiuvenii, această denumire a rămas drept adresă, însă și strada pe care se afla clădirea se numea strada școalelor. Deci, inițial, gimnaziu avea decât 18 elevi. Ulterior, au funcționat aici mai multe instituții, între care și filiala locală a Ateneului Român, iar în timpul regimului comunist a rămas în administrarea învățământului până în 1982, când s-a mutat aici Casa de Cultură. Casa de Cultură a municipiului este actualmente Centrul Cultural Local Ion Vinea. În această clădire, din păcate, mutilată de sistematizarea comunistă pentru a face loc blocului din stânga mea, este multă istorie, au trecut multe personalități, ba chiar s-au născut personalității, fiindcă una din sălile clădirii era locuință de servici pentru revizorul școlar. Revizorul se numea Vasile Niculescu, a avut trei băieți, dintre care mijlociu nu este nimeni altul decât Miro Niculescu, mare matematician, vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Matematicienilor, președinte al Academiei Române, care s-a născut în această clădire în 1903. Din păcate, nu avem o placă memorială încă pusă care să ateste acest lucru, dar certificatul lui de naștere de la starea civilă ne spune că acesta este adevărul. Am mers mai în față pentru că vreți să ne spuneți ceva despre fațadă. Vreau să vă spun că o serie întreagă de elemente care individualizează această clădire, din păcate nu au fost restaurate, reconstituite. Pe de o parte, deasupra ușii de la intrare exista stema României din anul construcției, care a fost o stemă care a funcționat numai 3 ani. Era sculptată în marmură, originalul a fost descoperit printr-o întâmplare încastrat de către un muncitor în treptele scării de intrare și există acum la Muzeul Județean. Iar în ghereta de deasupra acoperișului, fiind vorba de o clădire a școlilor, era un clopot care evident chema elevii la ore. Acel clopot ar merita repus nu atât în funcție, cât ca să înțeleagă toată lumea care a fost destinația clădirii. Măcar ca butaforie, da. Faptul că acum instituția care o ocupă îl are patron spiritual pe Ion Vinea nu este întâmplător, fiindcă marele poet și ziarist Ion Vinea s-a născut pe această stradă. Casa lui natală nu mai există astăzi și noi am reușit să provocăm realizarea unei copii după originalul bustului care se află la Mărțișor, adică la Muzeul Memorial Tudor Arghezi din București, în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române. Bustul este realizat de Milița Petrașcu, una din sculptorile bune
ale perioadei interbelice, care l-a cunoscut personal pe Vinea. Nu știu dacă l-a și iubit, fiindcă Vinea a fost foarte curtat de femei, era considerat un prinț al poeziei. Suntem în fața casei în care a locuit un profesor cu blazon, îl chema Alexandru Cartojan, a fost prefect al județului Vlașca între 1929 și 1933, deputat în două legislaturi, a fost conducătorul organizației Partidului Național Țărănesc din Vlașca și profesor de istorie la Liceul Ion Maiorescu. Era văr cu savantul Nicolae Cartojan și lui îi se datorează nașterea Muzeului Județului Vlașca. Din păcate, a devenit victimă a regimului comunist, fiindcă a fost curtat de însuși Gheorghiu Dej, adică secretarul general al partidului, să treacă în barca noului partid dominant. A refuzat și atunci a fost pedepsit cu recluziune, practic s-a îmbolnăvit în închisorile timpului și a murit în 1965. Strada pe care ne aflăm poartă astăzi numele marului poet revoluționar Hristo Botev, care și-a început drumul către glorie în fruntea cetei care a răsculat Bulgaria în 1876, de aici, de la Giurgiu. În orașul Giurgiu există o biserică catolică, nu fiindcă ar fi mulți români de rit catolic, ci fiindcă a fost cândva un oraș cosmopolit cu multe minorități care la ele acasă practică această religie, respectiv austrieci, maghiari, germani, italieni, chiar francezi, și care aveau afaceri în portul Giurgiu, aveau chiar școli în limbile de predare ale naționalităților respective. Se vorbea în multe limbi în orașul ăsta și au dat mână de la mână pentru a avea și un lăcaș de cult unde să se poate ruga așa cum erau învățați. Deci este o mărturie a istoriei orașului pe care o mai frecventează și unii locuitori de astăzi, dar, repet, nu ține de tradiția majoritar ortodoxă a populației de aici, ci ține de deschiderea care a existat în perioada capitalistă pentru prezența alături de ortodoxi și de catolici și a musulmanilor sau altor credințe. Am avut până și persani în Giurgiu, da? Asociația Culturală Ateneul Român a avut filiale în mai multe orașe ale Vechiului Regat, între care și la Giurgiu. Mulți ani această filială a fost condusă de un jurist care a fost și om politic și scriitor și om de cultură, care se numea Nicolae Bălănescu. Nicolae Bălănescu nu a avut copii și cu acordul celorlalți membri ai familiei și-a donat întreaga avere, casa, terenul, materialele din care era construită casa sa pentru construirea unui sediu propriu al acestei filiale. Lucru s-a întâmplat în octombrie 1940, în plin război mondial, și marele savant Nicolae Iorga, care fusese invitat la inaugurare, dar care știa că este urmărit de legionari, n-a putut veni, dar a scris un articol elogios despre acest gest, un om care își pune la bătaie întreaga avere în slujba comunității. Pentru o casă de cultură, nu pentru un casino, nu pentru o afacere, ci pentru culturalizarea tuturor categoriilor sociale. Ateneul a fost naționalizat de comuniști, a căpătat diverse destinații. În anii 90, ca și alte clădiri vechi, a intrat
într-o fază de distrugere. Din fericire, primăria și un grup de intelectuali au reușit să militeze pentru restaurarea lui, iar lucrul ăsta s-a încheiat cu succes în 2009. În 1999 s-a reușit preluarea de către primărie, în 2009 s-a inaugurat. Este foarte interesant de știut că din comitetul de conducere al vechiului Ateneu Nicolae Bălănescu supraviețuise la vârsta de 101 ani profesorul Ion Mateescu, secretarul acelui comitet, care a fost prezent la tăierea panglicii inaugurale. Una din puținele clădiri supraviețuitoare în centrul orașului, dintre cele existante la invazia trupelor puterilor centrale din noiembrie 1916. Aceasta a scăpat miraculos, poate fiindcă peste timp a fost destinată unui loc sfânt. Atunci a fost construită pentru administrația financiară a județului Vlașca. Astăzi este sediul Episcopiei Giurgiului, care are o istorie relativ recentă. În 2006 a fost întronizat actualul episcop de Giurgiu, preasfinția sa Ambrozie Meleacă, și care este un centru spiritual. Au loc aici, pe lângă lucrurile de administrație bisericească, întâlniri culturale. Una din sălile episcopiei poartă numele marelui teolog originar din Vlașca, Nichifor Crainic, și mă bucur să vă prezint un lucru bine făcut, această clădire în stil neoromânesc. Suntem în fața sediului Teatrului Tudor Vianu, fosta casă de cultură a municipiului Giurgiu, care s-a realizat în anii 60, a fost inaugurată în 1966, pe baza unei subvenții a autorității locale, insuficientă pentru plata construcției, care a fost acoperită de donațiile intelectualității orașului pe statele de plată salariale timp de mai multă vreme, așa cum în alte părți au cotizat pentru echipa de fotbal sau pentru Crucea Roșie. Aici era vorba de donații substanțiale care țineau de dragostea giurgiuvenilor pentru fenomenul artistic, pentru cultură în general. Exista un atu, cel al apropierii de capitală. Toate marile teatre și instituții de spectacole din București doreau să vină în turneu la Giurgiu, fiindcă se puteau întoarce în aceea seară la domiciliu. În felul acesta, noi am beneficiat zeci de ani de concerte, spectacole cu cei mai mari artiști ai capitalei. Deci suntem în mijlocul farfuriei, că după cum ne spuneați, mijlocul farfuriei era exact turnul. Da, suntem în piața centrală a orașului vechi, care de-a lungul timpului a purtat numele domnitorului, astăzi se numește Piața Unirii, este în cadrul sistematizării realizate de inginerul Moris von Ott, punctul central la care veneau străzile principale, precum spițele unei roți. Piața centrală, botezată farfurie popular, avea o serie de trotuare circulare care permiteau promenada, permiteau legătura cu spațiile comerciale. De jur împrejur, toate clădirile din centru aveau la bază magazine sau localuri de alimentație publică. Toate trebuiau construite cu un cat, prin regulament. A existat un caz în care a murit capul familiei și văduva, care avea și copii mici, a cerut să termine construcția la nivelul parterului și de la București a venit rezoluție
că dacă nu mai are posibilități materiale să se mute într-un cartier unde nu mai există această condiție, fiindcă nu poate strica fațada pieței centrale. Clădirea care a supraviețuit dominației otomane, turnul ceasornicului, este realizată în 1827, purtând, se pare, orologiu de la bun început, la dorința negustorilor care își aveau în zonă diverse afaceri și care simțeau nevoia să știe cum trece timpul. Apoi, principala ei destinație a fost cea de observator militar al intrărilor principale în oraș și de foișor de foc, fiindcă turcii construiau mult în materiale inflamabile, cu o sistematizare relativă, deci construcții înghesuite. Dacă izbucnea un incendiu și sufla vântul, era un pericol de extindere a focului și atunci era nevoie, a fost și multă vreme sediu unității de pompieri în acest turn. În spatele blocului Victoria a mai rămas un ciob din vechea farfurie care se înscrie între străzile Ștefan cel Mare și Gării. Strada Ștefan cel Mare este una din puținele care în linii mari păstrează frontul stradal de acum 100 de ani. Adică strada e, strada aceasta, e aceea, da? De acolo. Okay. Așa. Iar ciobul de care ziceați și la care vă faceți referire este practic această stradă care este un pic curbată și pe alinamentul căreia vedem acești copaci, acești tei. Marginile farfuriei erau plantate cu copaci și rondul principal din jurul turnului era practic un parc. Acest centru l-a impresionat pe marele poet Alexandru Macedonski, care a și scris o poezie inspirată de vizita lui la Giurgiu. Venise la discipolul tânăr Tudor Vianu, care abia terminase liceul atunci, și a fost impresionat să scrie Rondelul orașului mic. Dincolo de poveștile literare și de amintirile celor care au fost impresionați de Giurgiu patriarhal, începând cu Alexandru Lahuță și terminând cu Nicolae Iorga, care considera că este un oraș plin de viață, rămâne faptul că sistematizarea pusă în teren de arhitectul austriac care s-a împământenit la noi, s-a căsătorit și a trăit aici, în România, acel Moris von Ott, a fost timp de 130 de ani viabilă. În 1960, din nefericire, mergând pe anumite concepte ideologice să ștergem trecutul, cei care erau factori de decizie la regiunea București au ales dintre variantele posibile exact pe cea care distrugea această sistematizare. Ciobul rămas nu arată prea bine, fiindcă cuprinde ruina unui hotel care a fost cândva pe toată jumătatea, a fost distrus în primul război mondial, jumătatea din stânga a fost refăcută numai parter, cea care este și restaurată acum și folosită de o instituție, jumătatea care a recăpătat statut de hotel și a fost naționalizată și, mă rog, urmașii proprietarului, care cred că nu sunt în țară, nu au găsit resurse pentru a restaura gogeamitea clădirea cu două etaje. Suntem în fața Bisericii Grecești, biserică a comunității elene din Giurgiu. La data la care a fost construită, în timpul domniei lui Alexandru Iancuza, se spune că această comunitate avea 500 de suflete, deci era puternică, erau mulți negustori de origine greacă.
erau și macedoromâni care erau de cultură greacă. Oricum, ea a fost pictată de marele pictor Gheorghe Tătărescu. Din pictura originală, icoanele altarului și urme de frescă se mai păstrează și astăzi. Biserica a fost restaurată prin grija preoților români care au preluat-o de la statul grec și arată bine în interior la ora asta. Nu este o biserică mare, dar vorbește despre puterea acelei comunități care a construit-o. În fața ei, de partea cealaltă a străzii, este astăzi un scuar, un parc, numai că în trecut au fost două case importate, demolate de comuniști, o casă în care s-a născut inginerul Dumitru Daponte, care a fost inventatorul cinematografului în relief, invenție pe care a brevetat-o în Marea Britanie, și o casă care a aparținut unei familii cu importanță științifică în cultura română, familia Bartolomeu, din care a scoborât un inventator din secolul 20 care se numea Dinu Ștefan Moraru, care a fost academician al mai multor academii străine, iar în această casă a poposit pe la 1900 scriitorul Alexandru Lacuță, aflat în reportaj care s-a numit În România Pitorească, împreună cu ginerile lui, nimeni altul decât marele pictor Nicolae Grigorescu. Ne-ați adus așa într-un loc fermecător, aș spune, pentru că noi deja am apucat să intrăm și să vedem despre ce este vorba. Suntem în fața mausoleului eroilor din municipiul Giurgiu, un loc de reculegere pentru eroii neamului căzuți în primul război mondial. Avem, de fapt, osemintele atât ale soldaților români morți în Vlașca în anii 1916-1917, cât și ale unor prizonieri militari români din Bulgaria, deci luați prizonieri de către vecinii de la sud, un cimitir care a fost în localitatea Hascovo, dezafectat înainte de al doilea război mondial, și osemintele respectivelor au fost aduse tot aici. De asemenea, este un lucru unic în țară. La egalitate de onor postum, sunt și 69 de inamici care au fost îngropați în curtea spitalului, iar la cedarea terenului pentru mausoleu au fost deshumați și înmormântați aici. După moarte nu ne mai războim, oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. Apoi, proiectul a presupus ca mausoleul să fie însoțit de un loc de rugăciune, o capelă militară, care ulterior a devenit biserică parohială la extinderea orașului. Ea are hramul Înălțarea Domnului, fiindcă se știe că de ziua de înălțare se sărbătoresc eroii. Această biserică a fost inaugurată în 1939, are o arhitectură interesantă, are realizări plastice frumoase în interior. Pictorul Paul Molda a făcut cea mai mare parte a picturii. Icoanele altarului sunt proiectate de baronul Löwendal, un pictor bucovinean cunoscut, iar întregul ansamblu ar merita să fie mai bine pus în valoare. Așteptăm vremuri mai bune. Și o mică întrebare, acolo în curte, acea bisericuță mică, ce reprezintă? Nu este o biserică specială, ci este o capelă pentru zona mortuară care, conform legislației actuale, este scoasă în afara bisericii propriu-zise, unde se pregătesc depunerile decedaților, unde și acum există cineva care a plecat într-o lume mai bună și rudele mortului au unde să se roage, da? Se pare că finalul facem în dreptul unui monument dedicat
celor care au căzut la Revoluție din 1989, da, dacă putem să spunem așa. În orașul Giurgiu nu au fost lupte între forțele credincioase fostului regim și revoluționari, dar au existat victime datorită unui incident ciudat care s-a petrecut în zona spitalului și a Bisericii Eroilor de astăzi, respectiv în ziua de 23 decembrie, curioșii care se adunaseră să comenteze întâmplările de la București reprezentau o masă de oameni în care o cisternă de transportat laptele a intrat cu viteză, ucigând 6 persoane nevinovate și schilodind încă câteva. Acest incident sângeros, evident că a impresionat, s-a ridicat un monument în memoria acestor victime. În măsura în care cei care au murit nevinovați sunt sau nu eroi, istoria va spune. Avem în spatele bisericii mausoleul eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, avem în fața ei un mausoleu contemporan pentru cei 6 morți din decembrie 1989. Iată, am avut parte de niște istorii și niște povești interesante pe care, sigur, oamenii nu le cunoșteau. Vă mulțumim foarte mult! Puteți să veniți să vizitați Giurgiu, arată bine, e curat, iată, vedem și flori și are o istorie frumoasă, de ce nu? Vă mulțumim foarte mult și vă urăm toate cele bune! Mulțumesc și vă aștept și altă dată, fiindcă nu am epuizat toate locurile istorice din Giurgiu.